Vă citesc comentariile și realizez că sunt mulți melteni care nu pot evolua, nu se vor face bine niciodată. Suferă de sindromul inferiorității ori al superiorității. Știu ei cel mai bine, se cred piloți, ingineri sau constructori auto. Sunt întotdeauna nemulțumiți și jignesc pe oricine. Vă spun că am o mare satisfacție când îi blochez, să nu ne mai strice bucuria aici.